astăzi de am organizat campionatul municipiului Chișinău, campionatul deschis al municipiului Chișinău la Chișinău, între juniori. Noi, copiii intermedii și organizatori, vă mulțumim pentru munca pe care ați depus-o și vă mulțumim pentru rezultatele care le-ați arătat. În conformitate, vă v-ați fugit, așa și o să fiți astăzi apreciați. Deci, sportivii care au devenit campioni vor fi remunerați cu un premiu de 200 de lei și diploma de calatorie, locul 2 de 100 de lei și diploma de calatorie și locul 3, 50 de lei, deci două pecari a 50 de lei. Domnul Ciuclin! Deci, vreau să vă eu vă rog frumos, noi toți vă respectăm dumneavoastră, respectiv ca să ne stimați pe noi. Deci, primeți să trăiți de mine, fetele au primit, se aranjează din nou la locurile lor, până la și terminăm decorarea. E bine? Mersi de înțelegere. Pentru cei care n-au stat la tâncheți și băieți, după ce primeți diplomile, vă aproape domnul Corobet, să dați primeți bani. Categoria 44 de diplome, Cantoan Dăuniș, Turcan Paulina, locul 1, Gerele Colegi, locul 3, Sintana Dăuniș. Thank you.
Bună.